Divinții se dau indicii acelui pe care îl hilui din afara ta. La un moment dat omul vine, el sau ea, zice, anul trecut am făcut, în fiecare an făceam vin pentru cineva, pentru fiul meu, că îi plăcea să bea vin natural. Anul ăsta zice că nu mai face. Ai înțeles unde e, da? Conștientizează pentru cine ce făcea, că merită, nu merită, că e despre asta sau nu, că trebuie să bea vin sau nu. Încă o dată, băuturile sunt o iluzie, poți să bei orice și să nu-ți fie, să se întâmple nimic. Yoginii făceau, da? Mergeau pe foc și nu li se întâmpla nimic. E așa ceva. Dar asta nu trebuie să încerci, să bei benzină în loc de apă, nu te sfătui. Deși fiecare cum își dorește, dar nu e despre asta. Înțelegi unde ești? Când vine să te vadă jumătatea ta, când ai sărit quantum leaptă, el încă e, sau ea e, energiile vechi sau tu îl tragi de acolo sau ceva de gen. Ați sărit împreună, să zicem, ați sărit în lumea unde e acolo, da? Și clear-ul vindeci. Toate le accepți. Când ești să te vadă nebunit și nebunită și ea, e în energiile noi. Pentru că tu ești în lumea nouă, pentru că tu ai sărit și trebuie să accepți asta odată pentru totdeauna. Punct, acolo. Nu că căr, că măr, că mă văr, da? Dacă te duci în trecut sau în viitor, e pentru că clear-ul e ceva, dar tu ești în energia viitorului, trecut, prezent, tot acolo, dar știi unde ești. Și energii noi, da? În trecutul înainte era trecut, prezentul era prezent, acum e, da? Alchimie, și sunt energii noi se numesc. Astea sunt energii noi, trecut, prezent, viitor. Ah, ok. Și omul când vine la tine nebunit și așa, ea sau el, cu cine rezonează, e în energii noi, vine, da? Că tu ai clăruit din tine, ai clăruit și s-a clăruit și jumătatea ta. Când îi, nu știu unde, face, drege, cunoști ce, prieteni imaginari, da, ok. Lasă așa, închide, da? Închide cu cearșaf, nu pot nici garță, nu pot, închide, nu știu, stai acolo, dă-te tu, du-te tu și te plimbă să, da? Nu susține formele, e la un moment dat și asta, nu știu când, cum, la fiecare, cum, ai să simți, ai să vezi. Încă o dată, capul când te doare, e transformare. Că e din astea război magic și nu știu ce, asta l-ai trecut, l-ai înțeles, mergi mai departe. Dar e transformare. Lumea se mai bate cu capul de pereții tăi, da? Neînțelegând ce și cum. E doar să-și schimbe vibrația și energia să urce în vibrație. E simplu, da? În energii noi, în prezent, trecut, viitor. Nu să stea numai în trecut, da? Sau în viitor. Acolo. E simplu. Și vine, hop-sop, tot pământul vine la tine, dacă așa se întâmplă. Înțelegi unde ești? Acolo, spre așa ceva conduci câmpul tău energetic, pământul tău. Ok, personalizat. Ok.